În debutul ședinței de Consiliu Județean, Gheorghe Flutur a precizat că deliberativul județean va acorda distincții campionilor de la Tokyo. Aș vrea să spun câteva lucruri despre ultimele evenimente și mă refer aici la evenimente plăcute de data asta. Mă refer la performanța sportivilor români și vă rog să mă credeți, uitându-mă în lista de participare, Suceava are din 101, 21 de sportivi la Tokyo acum. Cred că o lume întreagă se uită acolo. O să rog staful tehnic, trebuie și noi cumva să venim să aplaudăm, să apreciem, să felicităm și să recunoaștem performanța. De aceea, pentru ședința următoare, o să propun inclusiv acordarea unor distincții pentru campionii noștri care am văzut că sunt în curs de desfășurare. Emoționat de dimensiunea performanței, Gheorghe Flutur a declarat inițial că ambele echipaje au obținut aurul olimpic. Ancuța Bodnar de la Vatra Moldoviței, care deja e campioană olimpică, ne aduce aurul și singura româncă, bravo ei și felicităm. E în echipă cu o fată de la Botoșani, la dublu vâsle din ce am văzut. Și la fel, suntem tare aici la canotaj și felicitări, o echipă de patru băieți care vin cu aurul, toți suceveni de ai noștri, Cosmin Pascar, Ștefan Berariu, Vasile Semeniuc și Argent și Țigănescu Vasile. Ăștia toți sunt suceveni și aduc argintul. Bravo lor! M-am uitat. Mare lucru pentru aceste performanțe. Contrar spuselor lui Gheorghe Flutur, numai 3 din cei 4 canotori medaliați cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt suceveni, în vreme ce Mugurel Semciuc este din Rogojești, județul Botoșani. Toți sportivii suceveni care se întorc cu medalii de la Tokyo vor fi propuși pentru titlul de cetățean de onoare al județului Suceava, dar vor primi și premii în bani. Ne gândim și la un stimulent, premii financiare pentru ei, dar fiind în desfășurare, n-am vrut mai mult de atât astăzi să fac. Sperăm să mai avem și alte nume care să ne facă să umblăm un pic la punguța noastră, la ceva bănuț, să le dăm niște stimulente. Și deocamdată dați-mi voie în numele administrației județene să-i felicit, să-i aplaud și să le mulțumesc pentru această uriașă performanță făcută la Tokyo de către sportivii români din Suceava.